Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Azi, la școala de televiziune Dicție.ro, vă aducem o știre direct din inima Londrei. Este vorba despre cel mai cunoscut motan din lume, după Tom și Garfield. El este Larry, motanul care locuiește la reședința Premiului Britanic. Jurnaliștii de la Sky News l-au surprins într-o acțiune nocturnă în care bătrânul Larry se confrunta cu o vulpe. Nu se știe ce intenție avea și reata, poate era spion. Cert e că vulpea spion a fugit de a mâncat pământul când detectivul nostru cu blană s-a repezit la ea. Misiunea a fost îndeplinită cu succes, iar Larry și-a încheiat patrula fără alte incidente. Imaginile au fost preluate de aproape toate televiziunile mari din lume. Noi încheiem povestea motanului Larry. Eu sunt Marina, numai bine, pe curând!